Bună ziua! Ne aflăm la Centrul de Cultură Urbană Cluj, Casino. Cu această ocazie expun trei colegi ai Asociației Artiștilor Plastici, Manole Ciui, Marta Deleanu și Octavian Popescu. Toți cei trei colegi fac cinstea asociației cu lucrările lor și cu, prin conduita și comportamentul domniilor sale zilnice. Mulțumim frumos pentru faptul că au acceptat această provocare, pentru că totdeauna la cerințele asociației sunt primii și pentru faptul că avem asemenea oameni în asociație ne face cinste. Sper că doamna profesor Margareta Catrinu o să ne povestească, așa cum știe dânsa, lucruri frumoase, plăcute despre lucrările noastre și mai ale colegilor noștri. Mulțumesc frumos! Da, ne bucurăm din nou de un vernisaj online. Suntem în frumoasa și generoasă sală a cazinoului patronată de Primăria Cluj, unde de data asta expun trei artiști. Expoziția este intitulată Triadă și, într-un fel, fiecare fiind prezent cu mai multe lucrări, e parcă mai plăcut de definit personalitatea fiecăruia dintre artiștii expozanți. Începem cu doamna. Doamna este Marta Deleanu, este turdeancă, dar a fost aproape colegă cu mine la Liceul de Artă din Cluj. Studiile superioare de artă nu le-a făcut la Cluj așa ca mine, ci le-a făcut din mare curaj și mare iubire pentru artă la București. A fost admisă la Universitatea Națională de Artă, bănuiesc că prin 1968-69, așa, și a terminat grafică publicitară și firul vieții doamnei Marta Deleanu s-a desfășurat o bună parte de timp, 20 de ani, 30 de ani, cred, la București, unde a practicat grafică publicitară, a condus reviste de grafică și a fost prezentă în lumea plastică bucureșteană, atât de diversă, atât de efervescentă. Privindu-i lucrările, simt cumva două tendințe. Evident, este un artist modern care caută expresivități și se valorifice la maximum mijloacele de care dispune. Nu este grafică, este pictură, deci se bucură de culoare. Și un ciclu de lucrări care sunt toate, mizează pe posibilitățile de exprimare ale culorilor acrilice mai difuze în sensul unei acuarele transparente cu foarte multă putere evocatoare sau mai concrete, mai cu pastă într-o tehnică aproape gestuală. În acest sens remarc deci lucrările cum este aceasta de aici, care are pe undeva o sugestie a peisajului de iarnă, dar cu amprente și cu o tehnică de aproape de colaj, cu toate că nu cred că este colaj, dar suprafețele cromatice sunt foarte bine definite. Altele sunt, așa cum spuneam, cu difuzări ale petelor de culoare și introduce o materie mai densă pe care o pune texturată ca un fel de amprente în care se simte și materialitatea atât de iubită în arta modernă, acum contemporană. De asemenea, multe din lucrări au tendință de amprente, de amprentare. Din nou, un întâmplător care nu este întâmplător, ci este o exprimare a sufletului artistic, a sensibilității și doamna Marta este o artistă cu multă experiență. După aceea, aceste simboluri cumva solare în care ne introduce și dimensiunea creștină, dar decorativitatea acestor gesturi picturale, cum este cel de acolo, în care nu rămâne numai la fluiditate, ci materia devine compactă, devine densă,
poate să aibă diverse game de culoare, cum este gama de acolo foarte densă, mai dramatică, în care roșu apare ca un cuțit, ca o forță de exprimare cu adevărat dinamică, sau aici unde armoniile sunt aproape nocturne. Dar această, cum spun eu, prezentare a petelor de culoare în stil difuzat, delicat sau, dimpotrivă, foarte puternic, foarte dramatic, cu pete care țin de gest. Sigur că sunt câteva lucrări diafane în care parcă ritmurile dealurilor cu semănături și parcă atmosfera este mai luminoasă acolo. În tot cazul putem spune că Marta Deleanu este un artist de plin, creator, imaginativ, dar care transmite foarte multe emoții, iar eu o apreciez pentru generozitatea prezenței sale frecvente în lumea clujană și nu numai, în tabere de creație, este dispusă la un dialog cu iubitorii de artă. Felicitări pentru Marta Deleanu! La triada de artiști din Turda, care au fost foarte prezenți în ultimul timp în Cluj. Ei, o parte dintre ei, alții în altă variantă, au fost la muzeu prezenți, vor mai fi, au fost la saloanele anuale ale artiștilor. Acum suntem în partea centrală a cazinoului, unde prezentăm sau ne bucurăm de creația domnului Manole Ciui. Domnul Manole Ciui, cu nume așa de frumos, Manole, mă gândesc la meșterul Manole. Domnul Manole Ciui este profesor de biologie. Asta înseamnă deja o raportare morală, de model pentru elevii domnului Manole, dar și pentru noi toți. Este exemplară conduita umană să fii tu profesor pasionat, cu mulți copii, cu dorința de a învăța, de a-i forma și în același timp să le ofer copiilor un model de viață în care, pe lângă profesia de biolog, de cunoaștere și de educație a copiilor, să faci asemenea lucrări care deja conturează o personalitate care nu face pictură așa superficială, ci face o pictură profundă în care găsim tot felul de simboluri și de exprimări care definesc major niște idealuri spirituale a unui om deosebit. Așa îl simt eu pe domnul Manole Ciui. Fiind din Turda, este foarte interesant că natura din zona Turdei, aproape de munții Apuseni, încărcați de simboluri de cultură, este prezentă în picturile domnului. Sunt peisaje, în special peisaje de pădure, cu arbori, dar în care domină sau regăsim foarte multe peisaje de iarnă. O iarnă când blândă, când frumoasă, când foarte luminoasă, dar mai sunt și acolo niște ierni mai dramatice în care sintezele cromatice merg pe mai multe planuri și mai multe merg spre o adâncime a unor conținuturi care evocă în același timp un peisaj cultural, un peisaj emoțional încărcat de simboluri. Este foarte frecvent, da, tipul acesta de pictură, vedeți ce cadru frumos are și acesta și mai acolo sunt picturi în care apare o paralelă sau o simbolizare a imaginii figurative între cetatea omenească, care poate să fie istorică, poate să fie încărcată cultural. Bineînțeles că la domnul Manole Ciui este încărcată cu efecte de textură, de materie, de culoare, de pastă, de expresivitate, de formă, și în același timp o altă cetate care se întrezărește în depărtare este cetatea munților Apuse. Cum sunt toți munții pentru noi românii, sunt într-adevăr o cetate, un loc de apărare, un loc de prezervare a unor valori care țin de cultura noastră, de autenticitate, de limbă,
de creația folclorică și așa mai departe. Deci domnul Manole Ciui merge și pe latura aceasta simbolică. De altfel, dacă ne uităm cu atenție, găsim o mulțime de peisaje de care am amintit înainte, cum este acest peisaj auster din gamă, cu gamă închisă de culoare, care pare o iarnă din asta obositoare, în care în spate se vede o lumină care ar putea fi case, dar în același timp ar putea fi și... sunt case, pentru că din nou în fundal apare cetatea acestor munți din apropierea orașului Turda, pe care îl cunoaște domnul foarte bine. După aceea, tot din zona Turda sunt micile sate în care apar bisericuțele noastre cu care suntem noi obișnuiți, bisericile care ne definesc pe noi, modeste, din lemn. Numai așa se puteau face cu timpuri în urmă, dar asta n-a însemnat că ele să nu aibă și o frumusețe plastică, să nu demonstreze tot felul de cunoștințe legate de îmbinări, de lemn, de tot, și ne-au rămas mărturie cu o expresivitate care se încadrează foarte frumos în peisaj. Un alt peisaj acolo, un peisaj de iarnă cu case, o iarnă luminoasă care este chiar pereche cu iarna de acolo de lângă ușă, și după aceea o suită de căpițe. Căpițe, cum spuneam, sunt specifice picturii de la impresioniști încoace. Sunt nonconformiste, n-au culoarea lor reală, s-ar putea să fie căpițe cu zăpadă, s-ar putea să fie căpițe înainte de furtună sau în alte game, folosește un roz diafan care apare. De altfel, ceea ce remarc la domnul Manole Ciui, că această complementaritate pe care în alte împrejurări mergem la conflictual, la domnul Manole Ciui, complementaritatea, deci perechi de contraste complementare sau de închis-deschis ca și contrast valoric, sunt armonizate, sunt folosite foarte unitar, motiv pentru care ar trebui să iei aminte cei care conduc lumea, planeta, să iei aminte la pictori care armonizează contrastele de culori și le fac esențiale în armonia lor și nu în conflictul pe care pot să-l genereze. Sunt iernile acestea diafane și iernile dramatice care le are aici. Dar în partea cea de acolo mai găsim încă de la domnul Manole o floare a soarelui extraordinară, în care ziceam eu că ne revendicăm de la strămoșul bunicul Van Gogh. Tot așa, o floare expresivă care domină prin galben, prin forța, prin dinamismul tipului acestuia vegetal, armonizat cu vegetalul verde albăstrui, care e transformat, nu mai este un verde obișnuit, ci este un verde metaforă. Nu spun că găsiți încă mai multe peisaje de iarnă, are și câteva naturi statice cu flori, cu ambianță blândă, de domestică, în care oricine care vine și vede expoziția se poate regăsi sub titlul de armonie, de echilibru, de frumusețe. Deși eu pe domnul Manole Ciui îl simt dinamic, puternic, expresiv, iubitor de adevăr, de iarnă austeră, dar și de speranță și de înălțare sufletească. Felicitări, domnul Manole Ciui. No. Da, domnul Octavian Popescu, așa cum a și spus doamna Dorina, președinta asociației, asta e un membru fondator al Asociației Artiștilor. Este un om pasionat de pictură, un autodidact, dominat de sentimente creștine, este și pictor de biserici și acum foarte prezent în toate expozițiile pe care le are asociația. Foarte multe flori se văd, multe, și ajunge la o perfecțiune formală a acestor flori și puțin lipsește să devină, să treacă deja în poezie, în metaforă, în simbol. De altfel, așa de harnic este și așa de muncitor, încât picturile lui foarte repede trec spre suprarealism,
pentru că intră în niște detalii interesante care evocă o poveste, florile lui încep să fie imponderabile, nu mai au vasele tradiționale în care sunt puse, deci ne întâlnim cu o frumusețe aparte datorită unei meticulozități și unei munci neobosite a acestui artist, cum spuneam, autodidact. Eu apreciez foarte mult lumea satelor, chiar dacă sunt niște sate de vis, parcă în afara timpului, pe care mai mult le știm, le-am găsit probabil în tinerețea noastră, pe la bunicii noștri, în locuri mai retrase. Dar ele, vă spun, merg spre poveste și domnul le plasează într-un univers mirific. Uite, aici un pâlc de găsuțe dominat de un arbore supradimensionat, ar fi un arbore cosmic, care leagă această viață eternă a satului, a românilor în aceste sate, spre un univers din ăsta ancestral, dar în același timp încărcat de spiritualitate. Foarte frumoasă și de data asta perfectă floarea soarelui, un peisaj foarte frumos a unei căsuțe, case din împrejurimile Clujului, care are autenticul unei rămâneri, moștenire în istorie cumva, cu bătrânica care a rămas cu băncuța ei veche, într-o ambianță modernizată și în schimbare. De altfel nu mai putem găsi. Lumea merge mai departe și se întâmplă și la noi, ca și peste tot, această schimbare de univers, de civilizație, de ambianță vizuală. Domnul este prezent și cu un Eminescu care își extrage forța din dinamismul naturii și al plantelor, al florilor. A fost prezentă lucrarea la o expoziție dedicată lui Eminescu și câteva încă foarte frumoase peisaje cu aceste sate care au o zonă centrată, luminoasă, nu neapărat în prim plan, undeva în zona de mijloc, care te cheamă spre niște raporturi legate de eternitate, de Dumnezeu. O lucrare frumoasă este acel țăran autentic care e din familia pictorului Străbunu. Se pare că domnul Octavian Popescu este din zona Bucovinei și anumite particularități ale creației domnului Popescu și mai ales a firii și caracterului lui extrem de harnic și de laborios ne dovedesc că păstrează valorile pe care i le-a dat acest străbun urmaș, care ni le evocă pe noi, pe vașnicii urmași al lui Ștefan cel Mare, care apărau țara, apărau glia. Și în continuare are foarte multe lucrări, în special satele, dar și ambianță din asta cu un copil pe drum sau cu imagini cu câte o fată foarte frumoasă într-un interior luminos. Are câteva lucrări și pe peretele din sala centrală, între care un moș care stă cu niște curci, unde chiar am remarcat cât de frumos sunt pictate acele curci. Domnul Octavian Popescu este participant la tabere de creație și contăm pe încă mulți ani de creație și de pictură din partea domniei sale, întrucât este un luptător. Felicitări domnului Octavian Popescu!